Să deschidem cuvântul Domnului, să nu vă așezați. Bun, nu mă luați Bibliile. În Vechiul Testament, în Cartea Prorocului Daniel, la capitolul 2, începând cu versetul 16, o să citim câteva versete. Cartea Prorocului Daniel, capitolul 2, începând cu versetul 16, pagina în Biblie 858, ca să vă fie mai ușor. Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor, pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi, odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. După aceea, I s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții. Și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Ale lui sunt înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Îmi doresc tare mult în seara aceasta, dacă nu pleci cu multe din locul acesta, măcar să pleci cu înțelepciune. Zice că cel ce are nevoie de înțelepciune, cui lipsește înțelepciunea, s-o Că Dumnezeu o dă fără, fără mustrare. Adică Dumnezeu nu te ceartă de ce n-ai înțelepciune, ci El îți dă și nu-ți reproșează. Zice Daniel aici că el dă înțelepciune înțelepților. Adică, dacă ești înțelept, înseamnă că trebuie să înțelegi că mai ai nevoie de înțelepciune. În seara aceasta, după cum ați văzut uh, afișul, o să vorbim de anumite calități. Toți căutăm calități uh, în lucrurile care le avem, în uh, deciziile care le luăm, căutăm să fie cât mai de calitate. Dar aș vrea în seara aceasta să vorbim despre. Calitățile și calități de slujitor Și anume, n-aș vrea să vorbim din postura de slujitor de la anvon Sau de slujitor ordinat Ci aș vrea să vorbim de calități de slujitor Din postura de copil al lui Dumnezeu Și cel puțin la final ar vrea să plecăm Cel puțin mai de calitate de cum am venit Amin? Ziceți amin Mulțumesc deci după mesajul din seara aceasta ar vrea Domnul să ne schimbe inima și să ne facă slujitori de calitate, înzestrați cu calități de slujitori din partea lui Dumnezeu. Noi din naștere avem calitățile noastre. Fiecare are calitățile lui cu care s-au născut, native, nu? Ăstea le ai de la naștere, îl moștenești pe bună tu, pe bună ta, pe... Pă mai ta guralivă ca nu mai zic cine, știi tu cine e din neamul tău, nu? Și avem calități cu care ne naștem, da? De exemplu, înălțimea poate fi o calitate. Zice Biblia că împăratul Saul era cu un cap mai înalt ca toată lumea din Israel. Acum e o calitate, nu cei care sunteți înalți, mie nu mi-au plăcut ăia înalți niciodată, nici în poze, nu stau lângă ăia înalți că mă umbrez și nu, nu-mi place. Dar e o calitate, nu? Să fii înalt, îi vezi pe toți de deasupra, te mai dai și mare pe deasupra față de ăia mici, nu? Dar și să fii mic de statură, știi că poate o fi calitate, poate fi o calitate, te strecori repede, nu te observă lumea așa repede, poți sta mai în umbră, nu te strigă nimeni că nu te vede, poate fi și asta o calitate. Dar în seara aceasta ar vrea să vorbim despre calitățile care le dă Dumnezeu pe parcursul vieții. Când Dumnezeu te cheamă la mântuire, Dumnezeu începe să sădească în viața ta și în sufletul tău calități care vin din partea lui Dumnezeu. După ani de zile, realizez cât o investi Dumnezeu în tine. Și zici, dar eu știu cine am fost în liceu, eu știu cine am fost în școală, eu știu cum am trecut bacul, cum am e, luat examenele, eu știu cât de jos am fost. Și realizez de unde, am, de unde am atâtea calități. Știi de unde? Din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu investește bobul calității în viața tânărului și în viața omului când omul se întoarce la Dumnezeu. Dar să știți ceva, Dumnezeu nu dă calități din astea de, să mă iertați, de Don Juan, da? Îl vezi, acum îi la modă, să mă iertați, îmi pare rău că se transmite pe live. Uh, vezi anumiți predicatori, da? Păstori, slujitori, domne, zici că e Jose Armando zici că e Juan Carlos, domne țiplă, ață, impecabil, barba, zmulsă, tot fir cu fir, tot, te uiți la el, ești gata, nu mai, nu mai, te interesează ce zice din Biblie. Tu ești cu ochii numai pe el, te uiți la cum stă costumul pe el, cum Dumnezeu nu are nevoie de Don Juan. Dumnezeu nu are nevoie de din ăștia impecabil. Eu mă duc, reflectorul nu numai pe el. Tătă lumea e în beznă și reflectorul numai pe Juan Carlos. Da? Nu, Dumnezeu nu dă calități din astea. Dom'le, ai văzut la noi, eu, eu, îl iubesc pe slujitorul ăla, îi, îi îmi place cum se aranjează, cum nu mai contează ce zice, ci contează, pentru tine contează cum arată. Dar să știți, dincolo, în spatele acțiunilor, lucrurilor acestora. Să știți că nu se ascunde Duhul lui Dumnezeu, ci un alt Duh, da? E un alt Duh. De aceea aș vrea în seara aceasta să ne uităm care sunt calitățile unui slujitor din perspectiva lui Dumnezeu. Sunt multe, dar am ales vreo 3-4 calități, o să ne uităm la ele în seara aceasta și aș vrea Domnul să înceapă să le sădească în inima noastră. Știți că încercările vieții scot la ivială calitățile lui Dumnezeu în viața noastră? Știi că uh, anumite eșecuri care le ai în viață te modelează ca și caracter. Îți modelează caracterul. Săptămânile trecute, ne rugam și stăteam înaintea lui Dumnezeu așa și așa parcă puneam pe hârtie, doamne, prin încercarea aia prin care ne-ai trecut, prin momentele ele dificile. Oare cum ar fi arătat viața noastră? Oarecum, ce bine era dacă nu treceam prin necazul acela. Și așa parcă un recensământ, o, o, că tot se vorbește de, vorbea Dariu zilele trecute de recensământ, că și l-au făcut. Așa făceam un recensământ, Doamne, dar dacă nu venea în necazul ăla, dacă nu venea încercarea aia, știți ce o zis Dumnezeu? O zi zice, dar cum arătai tu astăzi? Cum arătai tu astăzi dacă nu te treceam pe acolo? Cum arătai? Știți Că încercările îngăduite de Dumnezeu în viața noastră ne scoate calitățile, ne modelează și ne, ne fac slujitori mai de calitate? Păi gândiți-vă dacă nu l-ar fi zdrobit Dumnezeu prin eșecul lui Petru, da? Cum ar fi arătat Petru nezdrobit în biserica primară, da? Știi cum ar fi arătat? De fapt nu el. Cum arătau frații în biserica primară? Dacă Petru nu era la eșecul zdrobirii, știți cum arătau? Toți erau fără urechi la tăzletia urechile. Nu, că el era obișnuit, dă cu sabia, nu-i convine, dați seama ce sfaturi frățești ar fi cu Petru. Ce alegeri, ce ăstea, taci urechea pe el, dă jos urechea, nu? Dar uitați-vă, zdrobirea care i-a făcut-o Dumnezeu, zdrobirea în care l-a îngăduit Dumnezeu să ajungă, uitați-vă cum l-a prelucrat pe Petru. Nu mai sări repede, nu mai săria să, să dea replica. Și a început să scoată Dumnezeu. Prin zdrobirea aceasta, a început să se dească în El calitățile de lider, calitățile de om al lui Dumnezeu. Și oamenii au început să se raporteze la El din ce cauză? Că vedeau în el calitățile care le, le, le înrăsărea, din, răsăreau din partea lui Dumnezeu. Prima calitate a omului lui Dumnezeu, a tânărului care e împăcat cu Dumnezeu. Prima calitate este că se adaptează în slujire în orice situație, dar nu se adaptează în trăire. Deci, omului Dumnezeu de calitate se adaptează în slujire. Nu contează că trebuie să slujească la uh, penitenciare, că trebuie să slujească în spital, că trebuie să uh, spele o bătrână sau să ajute să spele un bătrân. Nu contează. El e dispus la slujire. Asta arată o adaptare. Am citit în seara aceasta despre Daniel. Daniel a fost omul dispus să se adapteze la slujire. Nu conta că trebuia să slujească în Israel înainte să fie dus rob în exil în Babilon sau că trebuia să, să slujească în Babilon. El a fost dispus să slujească. Asta e o calitate cu care ne zestrează Dumnezeu. Când vezi un slujitor, când vezi un tânăr, când vezi un, un om că face mofturi, să ții minte ăla încă nu o gusta din calitatea aceasta. El face mofturi, nu domnule, eu la nebucat nețar nu predic. Eu nu, acolo nu slujesc, pe mine nu mă băga la așa ceva. Pe mine pune-mă numai să dau flori de 8 martie. Pe mine pune-mă numai să fac colecta. Nu? nu mă pune la așa ceva. Daniel a fost dispus să se adapteze la slujire. Dar uitați-vă la Daniel că el nu a fost dispus să se adapteze la trăire. În slujire s-au adaptat în orice situație. Dar când a fost vorba de trăirea cu Dumnezeu, el nu a făcut rabat. El nu a zis, gândiți-vă, că ne bucat nețar, te schimba masa, pune almeniu, pune... ce vrei mă de nu poți mânca cu mine la masă? Ce să-ți mai aduc, nu? Ca și copiii, nu? Ce să nu-mi place asta, asta. Daniel, părea mofturos, dar nu era mofturos. Știți ce făcea? El era om de calitate, nu făcea rabat de la trăirea cu Dumnezeu. Nici pentru nebucat nețar. Nu-l interesa că e nebucat nețar. Nu conta ce împărat e pe tron. El știa, indiferent prin ce situație trec, eu sunt dispus numai la slujire, dar la trăire eu rămân cu Dumnezeu. Eu rămân cu Dumnezeu. De, ce s-o dat decretul acesta să fie omorâți? Din cauza trăirii care au o avut-o Daniel cu Dumnezeu. Din cauza prietenilor care erau și ei dispuși ca să, ca să trăiască cu Dumnezeu. Masa lui Daniel, masa lui Nebucadnețar, nu era pe placul lui Daniel, pentru că el avea o altă masă. Masa slujirii lui Dumnezeu, masa trăirii cu Dumnezeu. Gândiți-vă, acum, dacă ar fi mâncat Daniel cu Nebucadnețar la masă, să ciocnească, să fie împreună, bară la bară, cod la cod, nu? Așa, pe Facebook după gât, frate cu frate. Iar mai fi putut Daniel să-i spună, pune capăt păcatelor tale, pune capăt nebuniei tale. Ar mai fi putut să-i spună Daniel așa, nu, pentru că mănânci cu nebucat nețar și mâncarea care ți-o dă, ți se umflă limba, nu mai poți să-i spui nimic. Gata, ți s-a închis gura, ți s-a închis gura. Știți că în Biblie zice de mai mulți, dar luăm numai un caz eu a fost omul care s-a adaptat foarte repede, nu conta cu cine îi, el stătea cu toată lumea la masă. El îți predica din Biblie și dacă îl inerva unul, nu mai zic mai departe, da? Deci ăsta se adapta, nu avea niciun pardon, pentru el era totul la fel. Daniel vine și spune, eu sunt de calitate, pentru că eu știu ce a investit Dumnezeu în mine. Eu sunt dispus să ajut, sunt dispus să-mi pun înțelepciunea la dispoziția oamenilor, la dispoziția lui Dumnezeu. Dar nu sunt dispus, când e vorbea de trăirea cu Dumnezeu, nu sunt dispus să fac grabat. Vă dau un exemplu. Ascultam pe un păstor de aici din țară, un păstor tânăr, omul acesta a plantat o biserică într-o zonă mai aridă spiritual. Și uh, avea pe un tânăr în biserică care era aproape de. Uh, sau se botezase, sau era aproape de botez. Nu vreau să uh, punctez exact că nu mai țin minte. Dar la un moment dat, o zis că s-a întâlnit cu băiatul ăsta în oraș, păstorul, și o zis, era vară, o zis, hai să bem un suc la o terasă, să mai stăm de vorbă. Băiatul ăsta uh, nu, fuma, dar pe de ascuns, să nu știe nimeni. Adică nu știa păstorul că mai, mai fumează o, o țigară. Și o mers acolo la terasă și din întâmplare au trecut acolo niște prieteni de a lui. Și ăsta ca să demonstreze de la păstor, era și râvnos, era și dornic să vorbească despre Dumnezeu, o zis, Bă, băieți, prieteni, cum sunteți? Trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu, trebuie să vă pocăiți. Și au început să evangelizeze, să evangelizeze puternic, așa, cu sucul în mână, cu limonada. Și o zis, zice, în momentul acela, unul din băieți S-a uitat la el și a zis, Auz, da, lasă-ne cu Iisus. Zi, mai fumezi? Că ieri ai fumat cu noi. Cum îi mai fumezi? Zice, în momentul acela am simțit că o cerul pe mine. Zice, m-am prăbușit, m-am... Atât am simțit de umilit, pentru că eu încercam să demonstrez la păstor că ce mare evanghelii sunt. Și ce au venit și au zis, tu, mai ieri ai fumat cu noi. Zice, în momentul acela, a fost momentul de cotitură, când a zis, Doamne, rușinea care am suportat-o, vreau să fie rușinea care să pună capăt păcatului acestea. Și a zis, în momentul acela, zice, m-am dus, am aruncat țigările și a fost clipa când m-am întors cu toată inima la Dumnezeu. Vreau să-ți spun că dacă nu ești un om de calitate, care să nu faci rabat la, la trăirea cu Dumnezeu, nu vei putea chema niciun tânăr, niciun coleg de facultate să-l chem la tineret, să-l chem la biserică. Și să știți, noi putem face uh, seri de tinerete extraordinare. Contează foarte mult cum trăim fiecare în viața de zi cu zi. Știți ce îmi doresc? Să trăim așa de calitativ încât oamenii de afară să zică ce-au zis de Daniel. Ăsta nu putem să-i găsim vină decât în legea lui ceva să-l facem să greșească acolo, acolo să-l căutăm. Să mergem să-l căutăm la Elim. Așa să se uite oamenii la tine și la mine încât să zic că mă, eu vreau să mă duc să-i găsesc o greșeală. Dar unde-i găsesc? La Elim. Să mă duc acolo să stau cu el pe bancă. Aici să vină colegii tăi și prietenii noștri. Dar asta știți ce cere Dumnezeu de la noi? Să fim oameni de calitate. Primul lucru și primul, prima calitate a omului, slujitor, a omului care se uh, încrede în Dumnezeu și este întors la Dumnezeu și inima Lui, predată lui Dumnezeu, este că se adaptează în slujire, dar niciodată nu se adaptează în trăire. Trăirea o are întotdeauna cu Dumnezeu. Să ne ajute Domnul pe toți să trăim cu Dumnezeu în fiecare zi. Slăvit să fie numele Domnului! A doua calitate a omului slujitor este că omul care îl slujește pe Dumnezeu aude vocea lui Dumnezeu. Omul care îl slujește pe Dumnezeu, Tânărul care îl slujește pe Dumnezeu, aude vocea lui Dumnezeu. Cel mai frumos lucru, cea mai frumoasă voce. Noi avem cântarea aceea cunoscută, care spune vocea lui, se aude. Mai ales acum cât e voce, se aud. Din Ucraina, din Rusia, se aud atâtea voci, care nu mă tulbură. Dar omul lui Dumnezeu și calitatea omului lui Dumnezeu este că aude vocea lui Dumnezeu. Când s-a vorbit Dumnezeu ultima dată? Ce ți vorbi Dumnezeu ultima dată? Ce? Când ți-o vorbi prima, uh, uh, săptămâna aceasta, săptămâna trecută? Dacă vrei să afișezi, îi un verset sau două versete. În 1 Samuel, capitolul 10, versetul 6 și 7, sunt două versete frumoase. La un moment dat Dumnezeu îl trimite pe Samuel să-i vorbească lui Saul. 1 Samuel 10 cu 6 și 7. Și auzi ce îi spune, spune Samuel îndemnat de duul lui Dumnezeu, îi spune lui Saul. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om. Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Când poți să fii prefăcut într-un alt om? Că îți din ăștia prefăcut stătă ziua. Dom'le, azi îți plânge, în 10 minute râde, de se prăpădește, deci trece de la o stare la alta. Dar când începe Dumnezeu să-i vorbească lui Samuel, să-i spună la Saul lucrurile care trebuiau spuse, îi spune Dumnezeu la Saul așa, vei fi prefăcut într-un alt om. Știi că vocea lui Dumnezeu este vocea care îți dă calități interioare, este vocea care îți dă direcție. Se vorbea aseară, la un moment dat se amintea de, de Filip, că omul acesta o auzi vocea lui Dumnezeu și o spus Filipe în fapte 8. O auzit vocea lui Dumnezeu și au spus, Filipe, du-te pe drumul care coboază, coboară de la Ierusalim la Gaza și este pustiu. Știți ce arată asta? Când ai calitatea de a auzi vocea lui Dumnezeu, întotdeauna vei fi omul cu direcție. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar generația tânără, deși suntem plini de GPS-uri, Domne, ai Waze, ai uh, uh, hărțile, ai mai știu eu ce, uh, sisteme de navigare. Suntem o generație, foarte mulți din generația actuală trăiesc generația fără direcție Știți de ce? Pentru că n-aud vocea lui Dumnezeu Pentru că nu sunt în legătură cu glasul lui Dumnezeu Când ești în legătură cu Dumnezeu, Dumnezeu este cel ce dă direcție vieții tale Este cel ce îți spune ce trebuie să faci Este cel care, care îți direcționează viața Prea puțin mai caută în vremea aceasta vocea lui Dumnezeu Dom'le, ai Google-ul, ai Facebook-ul, Dumnezeu nu-ți vorbește cu toate imaginile alea de versete din Biblie puse pe Facebook. Nu-ți vorbește Dumnezeu acolo. Nu-ți vorbește Dumnezeu pe Insta. Ați înțeles? Ce Dumnezeu îți vorbește când îți faci timp să-l asculți pe Dumnezeu. Pentru că, uitați-vă, sunt atâtea eșecuri în generația noastră. Din ce cauză? Pentru că. Trăim o vreme în care căutăm fără Dumnezeu. Doamne, eu știu ce am de căutat. Vorbeam cu Alin, sau Alin mi-a zis mie, uite te ce au crescut uh, 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 rata tinerilor în biserică. Deci s-au crescut vârsta, vârsta tinerilor, sunt destui de, de maturi și în seara aceasta. Zice, cred că ăsta e rost de căsătorie. E rost de căsătorie, de, dacă tot mai mulți tineri vin de anumite vârste, așa că fetelor nu ezitați, e o seară binecuvântată și seara aceasta, dar sunt foarte mulți în vremea aceasta care caută fără Dumnezeu. Domne, eu știu, eu o cunosc, eu îl cunosc, e, e grozav. Oamenii în vremea aceasta caută fără Dumnezeu, aleg fără Dumnezeu și recoltează, știți cum recoltează? Tot fără Dumnezeu, tot fără Dumnezeu. E un cuvânt frumos ca să înțelegeți că atunci când acționezi după vocea lui Dumnezeu, nu dai greș niciodată. Afișează, te rog, fapte 13 cu versetul 2. Când acționezi după vocea lui Dumnezeu și după ceea ce îți vorbește Dumnezeu, lucrurile rămân stabilite și rămân pe o direcție bună. Zice cuvântul Domnului așa, pe când slujau Domnului și posteau. Nu pe când dădeau like, pe când comentau, pe când erau în, la terasă, zice, pe când slujau Domnului, auzi, când auzi vocea lui Dumnezeu? Când îl slujești pe Dumnezeu? Când îți faci timp ca să auzi vocea lui Dumnezeu? Când ești dispus să aloci timp în zi, seara, dimineața, trezește-te mai repede și caută vocea lui Dumnezeu. Pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, adică vocea lui Dumnezeu a început să vorbească și le-a zis puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. Trăim o vreme în care că avem multe lucruri de căutat și parcă nu le mai găsim. Căutăm de la haine până la căsătorie, până la uh, uh, realizări financiare și la, la faimă și renume și parcă nu le găsim. Și de ce? Că nu avem timp să ne oprim în loc și să căutăm vocea lui Dumnezeu. Să fim în legătură cu cu Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Când auzi vocea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă liniște. Dumnezeu îți dă pace. Vă dau un exemplu. Nu știu, eu o să vă spun acum o experiență a unui tânăr dacii din Elim. Nu știu dacă e aici. Dacă e aici și poate să-mi ridice o mână după ce o să-i spun experiența lui ce mi-a spus într-o luni seară așa la tineret. M-a oprit într-o seară, într-o seară de luni și mi-a zis, zice, vreau să-ți spun ceva. Și am spus, spune, zice, uite, mi-am pierdut locul de muncă, sunt șomaj și, zice, sunt foarte uh, înfricat, mi teamă de ziua de mâine, am rămas fără fără servici. Aceea undeva pe calea șagului a fost un incendiu la o fabrică din asta ce făcea frigidere, știți, ba, anul trecut sau când a fost, acum doi ani aproximativ, și-o lua foc și toată hala aceea, toată firma aceea au fost culcată la pământ și zice, neodată în șomaj. Și plângea, bărbătește, nu urla de asta, da? Era cu lacrimi în ochi și o zis, nu știu ce să fac. Zice, mă simt în așa, așa nesiguranță. Zice, nu știu ce să fac. Și am spus, zic, nu știu ce să-ți spun decât să te încrezi în Dumnezeu din toată inima. Că dacă Dumnezeu te-a adus aici, Dumnezeu îți va purta de grijă. Și atât am putut să-i spun. Tu o să vii și o să-mi spui ce minunat o lucrat Dumnezeu în viața ta. Cât de minunat, că tu acum plângi. Dar eu știu, i-am zis, zic, știu că tu o să mă oprești într-o zi și o să-mi spui, nu-mi vine să cred cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Așa, așa am simțit să-i spun. Și am plecat. După vreo lună de zile aproximativ sau două, nu mai știu cât a fost, M-a oprit iar într-o zi, nu l-am mai cunoscut. Și zice, știi cine sunt? Nu, nu știu. Zice, eu sunt la ce am plâns cu Hala. Și am zis, da, zice, vreau să îți spun ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Zice, nu pot să spun cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Păi de ce? Ce s-a întâmplat? Zice, acum, după ce e, o ars Hala și am rămas în șomaj, zice, Dumnezeu o deschis niște uși de binecuvântare în toată tristețea, în toată durerea. Zice, acum lucrez într-un birou de arhitectură și sunt plătit mult mai mult decât lucram acolo, în fabrica aceea. Și zice, nu pot să mulțumesc lui Dumnezeu pentru implicarea lui, pentru ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Nu știu, uite tânărul ăsta aici. iar ridică-te în picioare. El, -i. Domnul să te binecuvinteze. Deci, dacă ești la capătul puterii, dacă simți că. Ești părăsit dacă simți că nu știi ce să alegi și încotro să o iei. Oprește-te în seara aceasta și caută vocea lui Dumnezeu. spune Doamne, nu știu ce să fac. Să știi ceva? Nu-i rușine să spui că nu știi ce să faci. Îi rușine să acționezi fără voia lui Dumnezeu. Fără să fi spus Dumnezeu ce să faci. Poate ești, ai rămas fără servici. Poate ai probleme în familie, în casa ta, la locul tău de muncă. Să știi ceva, în dreptul locului tău de muncă, Dumnezeu are ceva de spus. În dreptul vieții tale, Dumnezeu are ceva de spus. Tu nu știi cu cine să te căsătorești, nu știi pe unde să, să mai mergi într-o parte și într-alta. Dacă pleci fără vocea lui Dumnezeu, fără să-ți vorbească Dumnezeu, să știi ceva, omul fără glasul lui Dumnezeu în viața lui, e un om vulnerabil. E un om vulnerabil. E un om care nu știe încotro să o ia. Și atunci diavolul știe că suntem vulnerabili și știe ce face? Te trage în noroi. Te trage în noroi. Știe că tu pleci fără direcție. Fără să fie auzit vocea lui Dumnezeu. Fără să fie auzit glasul lui Dumnezeu. Și atunci el are pârghiile lui. Dacă n-auzi vocea lui Dumnezeu, vei auzi vocea celui rău. Eu aș vrea în seara aceasta să primim din partea lui Dumnezeu a doua calitate. Să știm să alegem vocea lui Dumnezeu și să fim dispuși să ne facem timp să auzim glasul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. A doua calitate, am spus că slujitorul este omul care caută vocea lui Dumnezeu. Al treilea lucru, știți ce mai face omul lui Dumnezeu, care e calitatea a treia de slujitor? Omul acesta este dependent de Dumnezeu. Nu știu, acum e la modă independența. Nu ne place să fim dependenți de nimeni, mai ales de taică și de maică care te întreabă unde ai stat. Deci ai interziat. De ce ai întârziat? nu-ți place. Dar să știți, o calitate, a treia calitate a omului lui Dumnezeu, a slujitorului, este că omul este dependent de Dumnezeu. Auziți ce spune cuvântul Domnului aici de unde am citit din cartea lui Daniel, Spune cuvântul Domnului că Daniel nu s-o grăbit să dea răspunsul. Știți de ce? Că nu-l avea! Nu avea răspunsul! Și-o zis eu, trebuie să-mi dai un pic răgaz, că eu vreau să văd ce îmi spune Dumnezeu. Eu nu pot să dau răspunsuri așa, că nu le-am în buzunar. Fată, să te sperii de băiatul ăla care are toate răspunsurile la el. De ăla care -i... să te sperii de fata care are toate răspunsurile. Fără să zic că când vede inelul ți-o spus da, când te-o văzut în magazin deja ți au spus da. De aia să te speri. Slujitorul și omului Dumnezeu își face timp să fie dependent de Dumnezeu. Sau, omul lui Dumnezeu, calitatea omului lui Dumnezeu este că el este dependent în fiecare clipă de Dumnezeu. Auziți, Daniel o zis așa, s-o dus, l L-am împărat, versetul 16, și l-a rugat să-i dea ce? Vreme. O zis, lasă-mă un pic, că nu știu ce să-ți răspund. Știți ce mi -e drag mie de oamenii care spun, mă, nu știu ce să zic, nu știu. Mie mi-e frică de ea că stai să zic eu, îți zic eu. Ei au tăt, și din Biblie, îi răspund la orice întrebare. Și dacă Biblia nu răspunde, el îți răspunde. De ea mi frică. De ea mi frica frică, care îți răspund în orice moment. Știu eu, frate, nu? Daniel o zis, deși era înțelept, ăsta era cel mai înțelept din, dintre toți înțelepții Babilonului. O zis, dăm vreme, pentru că eu sunt dependent de, de Dumnezeu. Știți ce îmi doresc în generația noastră? Să fim tineri dependenți de Dumnezeu. Să nu acționăm până nu vedem ce zice Dumnezeu. Dacă Dumnezeu zice, băi, mai stai un pic. Mai ai răbdare. Încă nu-i vreme și tu ai luat-o înainte. Sau dacă Dumnezeu îți spune, du-te și tu stai că ți-e frică. Nu ești în concordanță cu Dumnezeu. Daniel o zis, dă-mi vreme, versetul 16, dă-mi vreme, lasă-mi un timp, că eu sunt dependent să văd dacă ce gândesc eu și când ai o vedenie, și când ai o, o, ceva, un știință, trebuie să vezi, îi din partea lui Dumnezeu. Că toată lumea când se uită la bec și închide ochii, vede o rază că vine de sus în jos. Dar trebuie să vezi, e de la bec sau e din partea lui Dumnezeu. Nu? Deci trebuie să te pui în concordanță, să fii dependent de Dumnezeu. Zilele trecute vorbeam cu un slujitor, cu un frate păstor, care are multă experiență și mi drag, îi drag sufletului meu. Și am vorbit cu el și la un moment dat îmi spune, Dani zice, tu mă crezi că eu și acum, după ani și ani de experiență, de slujire înaintea lui Dumnezeu, și acum ați dependent de ce îmi zice Dumnezeu. Zici, eu sunt dependent. Zice, oamenii mă cred că eu sunt infailibil, eu sunt grozav. Eu sunt. Nu. Zice, pot da un răspuns bun, pot lua o decizie bună, pentru că mă rog și spun, Doamne, nu știu ce să spun. Nu știu cum să fac. Și zice, Dumnezeu îmi vorbește. Dumnezeu îmi dă răspunsul. M-am uitat la el, cu ani de experiență în spate. Păi noi venim, ai gătat teologia, ai, sau n-ai gătat-o încă, sau ești cu examenele picate, dar tu ai răspunsuri. Tu ai răspunsuri, nu. Omul lui Dumnezeu și calitatea omului lui Dumnezeu este că e dependent de Dumnezeu. Îmi doresc generația noastră să fie o generație dependentă de Dumnezeu. Ai ce bine ar fi dacă am fi dependenți, măcar cum suntem de telefon. Măcar cum suntem de, de internet, nu? Cât s-ar fi în depresie dacă ar cădea netul o săptămână? N-ai mai avea cu cine vorbi, n-ai mai... Gata ar fi, toată lumea, nu? To toată generația ar fi la pământ. Noi nu suntem legați de telefon și n-ar trebui să fim legați de, de tehnologia asta. Noi ar trebui să fim legați de Dumnezeu. Să ne ajute Domnul în seara aceasta, să ne legăm de El, slăvit să fie numele Domnului. Citeam zilele acestea despre un un tânăr că o căzut la un moment dat într-o apă, într-un sat și nu știa să noate. Și a început să strige, să s o radunat repede și cineva de pe margine i-a aruncat o, o frânghie să se prindă de ea. Mai subțirică, dar era bună să-l tragă la mal. Ăsta din apă s-a uitat la frânghie și în moment când o apucat frânghia și s-a uitat la ea, o trecut pe lângă el o buturugă mare la vale, pe, pe lângă el în apă. Știți ce-a făcut? O dat drumul la frânghie și s-o prins de buturugă. Și zice ce s-a întâmplat, nu? s a dus cu, cu buturugă cu tot la vale. Știți de ce era bună frânghia? Nu era groasă, dar era bună că avea legătură cu, cu malul. Avea legătură cu malul. Într-adevăr, buturuga era groasă, era mare, dar nu avea legătură cu malul. Să știți ceva, poate câteodată când îți vorbește Dumnezeu, s-ar putea oamenii să te privească rău. S-ar putea să te privească rău că tu ești dependent de Dumnezeu. Tu spui, eu mă duc, eu, eu vreau să, să, să mai învorbească Dumnezeu. Să văd ce mai are de spus pentru viața mea, pentru sufletul meu. Frânghia s-ar putea să nu fie groasă. Dar știți că atunci când cauți vocea lui Dumnezeu, frânghia aceea care ți-o trimite Dumnezeu are legătură cu Dumnezeu. Și Dumnezeu din depresia ta, din întristarea ta, din necazul tău, El are puterea să te tragă la mal, să te aducă pe partea cea bună. Degeaba vin unii cu filozofii, cu tot fel și fel de, de chestii din astea care dau bine la, la sunet, la imagine. Și, domne, am avut o seară specială. Păi, seara ta specială a fost pe buturugă sau a fost pe ața care te trage la mal? Că degeaba avem seri din astea speciale, care nu ne schimbă cu nimic. Mai bine o seară simplă, dar să aibă legătură cu Dumnezeu. Să simți că ți-o vorbi Dumnezeu, să simți că la cântarea de laudă ți-o mângâia Dumnezeu inima. Că degeaba venim și ne zdrângănim și facem fel și fel de, de, de um, cântări și de predici și de astea ca să ieșim în evidență. Că scopul nostru, e, dacă e unul cineva căzut într-o apă a disperării, într-o apă a, a lucrurilor falimentare, Dumnezeu, prin frânghia cuvântului, prin frânghia cântării, prin frânghia rugăciunii, să-l tragă la mal. Dacă vrei în seara aceasta să fii un om de calitate, un slujitor de calitate, caută vocea lui Dumnezeu. Fii dependent de Dumnezeu în al treilea rând. Tu să fii omul care să spui, eu orice fac, cât de mic, eu vreau să fiu în voia lui Dumnezeu. Pentru că, să știți, o așchie mică, sub unghie, aia îți provoacă durere în tot corpul. Deci, dar ce, să mai, A, ce mă interesează? Păi nu zice Dumnezeu, nu se implică Dumnezeu în lucrurile mărunte. Lasă, nu-l nu implica pe Dumnezeu. Că vine diavolul cu câte o țăpușă, cu una mică, câte una mică și ăsta le iei în fiecare zi, în fiecare săptămână și le duce în spate. Ar vrea seara aceasta să creeze Dumnezeu cadru pentru sufletul nostru, să fim tot mai dependenți de El. Exact cum suntem dependenți de aer. Exact cum suntem dependenți de apă, sau unii sunteți de Coca-Cola, să fim dependenți de Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta, slăvit să fie numele Domnului. Și al patrulea lucru, a patra calitate de slujitor, știți care îi? Slujitorul de calitate își aduce teama lui înaintea lui Dumnezeu. Își aduce teama lui înaintea lui Dumnezeu. Dani, ai avut un cuvânt ieri extraordinar mi-au rămas în minte. Știți ce o zis Daniel, cei care ați fost? Vă aduceți aminte, spuneți da. Vă aduceți aminte. O zis la un moment dat că slujitorul Domnului nu-i beton, nu? Asta mi-a rămas cu cifaromul. Poate lucra pe cifă, dar slujitorul Domnului are și el temeri. Are și el anumite momente, nu-i infailibil. Are momente când are teamă în suflet. Are diferite lucruri care la pasă. Știți că un slujitor de calitate este cel care își duce teama lui înaintea lui Dumnezeu. Nu o duce în spate, ci o duce înaintea lui Dumnezeu. Într-o zi îl trimite Dumnezeu pe Samuel și spune, du-te că pe Saul l-am lepădat, du-te și ungel pe, pe David împărat. Și în momentul acela apare teama în viața lui Samuel. Era marele proroc Samuel și totuși apare teama în viața lui. Și spune, da, mi teamă că va auzi Saul de mine că lung pe David împărat și are să mă omoare. Și-a zis, domnule nu-ți fă probleme. Nu i au zis, bă, dar ce slujitor ești tu, mă? Păi, dar după atât să tu mai ți frică, mă? Nu, Dumnezeu nu și-a joc de teama lui. Dumnezeu nu l-a luat la mișto, că avea teamă. Știi? Când te luat frații tăi la mișto, că se era frică de întuneric și stângeau becul și voi, Asta știi ce făceau, nu? Își băteau joc de teama ta. Știi? De aia zâmbiți, că unii ați suferit teama asta, ați suferit durerea asta. Fiecare am avut fricile noastre și altul și-o o speculat frica noastră și-și-o joc de teama noastră. Dar știți ce face Dumnezeu? Nu-și bate joc de frica ta, nu-și bate joc de teama ta. Tu poate ai teamă de ziua de mâine. Știți că sunt tineri aici în biserică, e cineva care se teme și a scris un mesaj care mi-a frânt inima. O zis așa, mi teamă să nu se despartă tata de mamă. Și zis, oameni maturi. Fata asta e o fată matură, în pragul căsătoriei, plângea. Și o zis, mi teamă că se desparte tata de mamă. Eram pragul disperării. Dar știi ceva? Că atunci când vii cu teama ta, înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te ia la mișto. Dumnezeu nu-și bate joc de tine. Dumnezeu nu te lasă deoparte, ci Dumnezeu are soluții. Când aduci teama ta înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce soluție la frica ta. Nu-ți zice că tu nu ești slujitor adevărat dacă ți-i teamă, ci teama ta în seara aceasta. Pune-o înaintea Domnului. Îl trimite Dumnezeu pe Anania în fapte nouă și îi spune Anania, du-te și roagă-te pentru Saul pe ulița care se cheamă dreaptă. Știi ce spune Anania? Cum să mă duc, Doamne? Că mi-e frică. Că ăsta au făcut prăpăd. Teologii vorbesc că Anania ar fi fost păstorul bisericii din, din Ierusalim. Auzi, au avut conflict cu Saul. Și acum Dumnezeu îi spune, du-te și roagă-te pentru el. Păi cum că s-a căutat să mă bată? Mi-e frică de el. Eu zic Dumnezeu, păi de ce ți-e frică, mă? Păi ce păstor ești? Ce slujitor ești? Nu, Dumnezeu nu a făcut mișto de teama lui. Daniel, credeți că a fost deja la relaxare când au auzit vestea că vor fi omorâți înțelepții Egiptului? Nu, cu teamă a intrat înaintea lui Dumnezeu, a intrat în casa prietenilor săi și zice, a făcut, au adus teama lor înaintea lui Dumnezeu și au zis așa, să ne rugăm și să cerem îndurare Dumnezeului cerurilor ca să dea Dumnezeu răspuns, că ni teamă, ni teamă. Trăim o vreme, deși sunteți tineri cu zâmbetul pe buze, sunt unii care își duc frica în sân, în pieptul lor, în viața lor. Ar vrea în seara aceasta să fie o seară în care Domnul să ia frica ta în mâna Lui. Să-i pui în seara aceasta teama ta. Nu știu de ce ți teamă în vremea aceasta. Nu știu care-i frica sufletului tău, dar să o iei în rugăciune la, la final și să zici, Doamne, îți aduc teama mea înaintea ta. E un verset frumos în Psalmul 91, versetul 9. Ei, și psalmii lui David, de fapt, mulți din ei, or fost scriși, parcă David își pune toată teama înaintea lui Dumnezeu. Zice, cel rău caută să-mi ia viața și -o aduce frica, că de au fugit de fiul său Absalom, că era frică. Dar Dumnezeu nu și-a bătut joc de el. Și auzit ce spune Dumnezeu, e, psalmistul. Zice, pentru că zici, spui, Domnul este locul meu de adăpost. Și nu-i de ajuns atât. Și au zis, zici de Domnul că e locul tău de adăpost, dar au zis, tu treci la al doilea pas și faci din cel preanal turnul tău de scăpare. Pe asta faci un credincios. Spune necazul, frica și-o aduce înaintea lui Dumnezeu. Dar nu se rezumă la atâta. O pune în mâna lui Dumnezeu și crede că Domnul este locul lui de scăpare. Este turnul lui de adăpost. Pentru generația noastră, trăim o generație speriată. Vă spun, sunt tineri care speriați de, de război. Nu-i nu dezâmbit. Nu mă, mă, mă doare sufletul când vezi pe. Îți trimite câte unul uh, uh, miștouri de războiul din Ucraina, ce fac miștouri de Putin, ori de Zelenski, parcă ți se întoarce stomacul pe dos. Pentru că îi trăim o perioadă critică în care războiul bate la ușa noastră și noi mai avem timp de, de mișto la la anumite subiecte, facem mișto unii de alții. Știi, domne, trimis poze cu nu știu cine, nu, acolo au fost la, la putere săptămânile astea, nu mă dau nume, da, știi ce poze au circulat și ce, s-au dus de la unii la alții și toată lumea ar râdea. Oare asta ar trebui să facem noi? Oare astea sunt calitățile noastre de copii al lui Dumnezeu? Să râdem de slujitori, să râdem de oameni care și-au dedicat viața, trăirii și umblării cu Dumnezeu, Păi dacă ar arăta Dumnezeu mizeriile tale, oare cum ai sta? Să trimit așa pe WhatsApp, să dea Dumnezeu pe grupuri mizeria ta, ai mai avea chef de râs. Nu știu ce te apasă în vremea aceasta, dar să știi ceva, diavolul caută să-ți ia calitățile din partea lui Dumnezeu, să nu mai auzi vocea lui Dumnezeu, să nu mai auzi ceea ce îți vorbește Dumnezeu. L-a chemat Dumnezeu pe Saul că era mai înalt cu un cap ca toată lumea. Și pune calități în el, îi schimbă, îi dă altă inimă, îi dă o inimă nouă. Și la finalul vieții, știi ce face Saul? Pierde nu calitățile cu care s-a născut, ci calitățile din partea lui Dumnezeu. El a rămas tot la aceeași înălțime. Înalt ca Bradu, ca Stejaru. Era înalt ca, mai înalt ca toată lumea. Dar știi ce a pierdut? Înălțimea care i-a dat-o Dumnezeu. O zis când erai mic în ochii tăi, Deci erai înalt, mă, erai înalt, erai mic în ochii tăi, oare nu te-am ridicat eu? Oare nu erai tu mare? Vedeți? Sunt aici, în seara aceasta, tineri, care au avut odată calități din partea lui Dumnezeu, dar diavolul i-o tras în diferite noroai ale păcatului și-au pierdut calitățile din partea lui Dumnezeu. Saul și-a pierdut înălțimea spirituală și-a -o pierdut o pierdu vocea lui Dumnezeu. Samson, o rămas la finalul vieții cu calitățile cu care s-au născut, cu toate grupele de mușchi au rămas pe el. Nu i-au dispărut niciuna. Toate grupele de mușchi le-au avut. Dar știți ce a pierdut Samson? Samson la finalul vieții nu și-a pierdut mușchi. Nu și-a pierdut niciun deget, nu și-a pierdut nici bicepsul, nici tricepsul. Știți ce a pierdut? Și-a pierdut ochii. Și-a pierdut lumina. Din partea lui Dumnezeu. Știți ce am mai pierdut? Puterea. Ce folos? Să rămâi tot băiat frumos, să rămâi tot băiat puternic, dar să fii lipsit de putere. Să-ți fi pierdut puterea din partea lui Dumnezeu. Să fi pierdut calitățile din partea lui Dumnezeu. E un cuvânt frumos. Înainte să ne rugăm, în Apocalipsa, îmi place extraordinar Apocalipsa 3, cu 17 și 18. Vine cuvântul Domnului și strigă Spre biserică și spune așa, pentru că zici, am calitățile cu care m-am născut, sunt bogat. Asta e o calitate să te nalgi bogat, nu? În familia care trebuie. Pentru că m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și au zis, ai pierdut, ai pierdut pentru că ai rămas cu calitățile astea, te-ai bazat pe ele, ai pierdut. Vine diavolul și ia, îți ia lucrurile, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos. Știi ce înseamnă ticălos? Ți-ai pierdut caracterul. O zis, tu te-ai bazat pe ce ești tu. Te-ai bazat pe forța ta și pe puterea ta. Dar o zis, ți-ai pierdut caracterul, ești ticălos. Știi că mai foloseam unii din noi cuvântul ăsta. Știi ce înseamnă? Om fără caracter. O zi, diavolul ți-o lua, mai luat ceva. Ți-o lua caracterul. Dar zici, ești nenorocit. Știi ce înseamnă nenorocit? s ai pierdut și demnitatea. Că diavolul asta îți ia caracterul și după aia îți ia demnitatea. Tu mai ești, tu mai crezi că te iartă Dumnezeu? Tu crezi că vei fi la fel? Tu crezi că o să mai poți cânta, o să mai poți să te ridici? Vine diavolul și îți ia caracterul și îți ia demnitatea. O zis, ești ticălos, ești nenorocit. Zice, mai departe, să ai mai pierdut ceva din valorile lui Dumnezeu a ajuns sărac, fără valoare, ca fiul risipitor la porci. Știți că nu mai dădea nimeni doi bani pe el. O pleca cu valori mari după el și o crezut că îi vor ținea. El poate face ce vrea, că va fi tot în regulă. Și de fapt o a ajuns fără valoare, o a ajuns sărac, nimeni nu-i mai dădea nicio coajă de pâine, nici un sandwich. Nu i o trimis nimeni glovo să-i ducă ceva de mâncare. Nu i o, nu i -o dat nimeni nimic. O a ajuns sărac. Asta face diavolul îți ia valorile din partea lui Dumnezeu, să te simți fără valoare, să simți că ți-ai pierdut demnitatea, să simți că ți-ai pierdut caracterul. Și o zi zice, mai ești ceva, după ce că ești sărac, ești orb și mai e ceva, gol. Știi ce înseamnă să fii gol? Să te simți pierdut. Să -ți simți că nimeni nu te înțelege, să simți că ai pierdut tot. Tot! Că asta face diavolul. Îți promite totul, dar de fapt te ția -ți totul. Și o zis, am dat, ai avut, dar te-ai bazat pe tine, te-ai bazat că ești bogat, te-ai bazat pe ce te-ai născut, pe ce au părinții tăi. Și o zis, zice, te-o adus diavolul să fii fără caracter. Câți băieți nu să ci fără caracter. Câți băieți sunt fără demnitate în sala aceasta, acolo la balcon sau aici în sală. Câte persoane nu sunt în locul acesta, care se simt goi? Vii la tineret, vii duminica și nu simți nimic gol. Dar știi ce spune Dumnezeu în toată nenorocirea aceasta din versetul 17? Dacă era numai versetul 17, era tragedie. Dar vine Dumnezeu cu rezolvarea. În versetul 18 și parcă totul se schimbă, parcă totul începe să prindă viață. Vine Dumnezeu și îți spune Dacă diavolul ți-a spus că ești fără valoare Dacă diavolul a spus că eu n-am nevoie de tine Că ești un mizerabil Că ești un distrus și o distrusă Îți spun ceva Că eu pot să te reabilitez Și vine Dumnezeu Și începe să-ți dea Zice, te sfătuiesc Să cumperi de la mine ce? Aur O zis Dumnezeu, vi la mine Și încep să-ți dau valoare Valoarea nu se primește cu un microfon în mână. Valoarea nu se primește în urma școlii de teologie, ci valoarea se primește în momentul când omul se apropie de Dumnezeu. Valoarea se primește în momentul acela când omul caută fața lui Dumnezeu. Asta e adevărata bogăție. Să te simți copilul Domnului, cum spune cântarea. Să mă simt ce bucurie, ce fericire. Să mă simt copilul tău. Vine Domnul și aduce rezolvarea și îți spune, dacă te simți fără valoare, eu îți dau valoare, dar vină lângă mine. Apropie de, de mine că îți dau valoare. Vine cuvântul Domnului și îți spune mai departe, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur cu rățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele. Vine Dumnezeu și îți spune, eu îți gata să-ți dau puritate, mizeria să-ți o dau la o parte și să te fac un om pur. Știți ce dă puritate vieții noastre? Sângele lui Iisus Hristos. Sângele lui Iisus Hristos te poate face un tânăr și o tânără curată. Nu știu câtă mizeriu arunca diavolul pe tine. Nu știu câte păcate ascunzi în viața ta și în sufletul tău. Dar e cineva care îți dă haină albă de care nu ți rușine. Și ăsta e Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele Lui. Cred că în seara aceasta Domnul e gata să dea haine albe pentru cineva din locul acesta. O zis, Domnul, nu-i totul ruinat. Dacă ești gol, dacă ești călos și vii lângă mine, dacă te simți pierdut și vii lângă mine, eu îți dau valoare, eu îți dau haine albe, eu te fac un om pur, nu contează trecutul din spate. Dacă în seara asta tu ai un început nou cu mine, eu nu mă uit în trecut, ci eu mă uit în prezent și în viitor Ăsta-i Dumnezeu Slăvit să fie numele Domnului Și îi spune Domnul Îți mai dau ceva Zice îți dau haine albe Ca să te îmbraci cu ele Și doctorie pentru ochi Ca să-ți ungi ochii și să vezi Știi ce spune Dumnezeu? Îți dau valoare Valoarea care vine de la mine Oriunde ai umbla Nu poți scăpăta valoare De copila lui Dumnezeu Decât atunci când te apropii de Dumnezeu când îți pui teama ta, viața ta, temerile tale, păcatele tale, când le pui în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă cea mai înaltă valoare de copil al lui Dumnezeu. Te îmbracă cu cea mai curată haină, haina jerfei lui Iisus Hristos. Haina lui, haina jerfei, curățește haina ta murdară. Și zice ceva ce, să atingi ochii, adică îți dă altă perspectivă. Dacă diavolul îți spune tu ești orb, Domnul îți spune tu nu ești orb, pentru că eu îți dau o altă perspectivă Eu te iert, eu te iubesc Haideți să ne ridicăm pe picioare Nu știu câte calități ai cu care te-ai născut Nu știu cât ori investi părinții tăi în tine Neamurile tale Poate să or investi bani grei să te țină la facultate Să fii cel mai bun în facultate Dar te simți mizerabil Te simți strântit la pământ te simți cu viața murdară. Domnul îți spune, ultimul cuvânt nu e în Apocalipsa 3 cu 17, ci în Apocalipsa 3 cu 18. Eu dau valoare, eu dau haină, eu dau alifie, eu dau altă perspectivă. Știți că în serile de luni, au fost tineri care au venit cu perspectivă sumbră? Știți de ce au stat frații jos la consiliere? Pentru că Dumnezeu dă altă perspectivă de perspectiva iertării. Ei nu merg acolo numai ca să asculte niște, niște păcate, niște probleme, niște decazuri, nu. Ci ei sunt acolo și noi suntem aici ca să vă spunem că Dumnezeu dă o direcție nouă. În seara asta cred că Domnul poate elibera. Cred că în seara aceasta Domnul poate ierta sufletul tău. Din seara asta Dumnezeu e gata să investească în viața ta. Nu mai căuta valoare în coșul de gunoi, ci caută valoare în seara aceasta în mâna lui Dumnezeu. O zis, te sfătuiesc, nu te oblig Te sfătuiesc să cumperi de la mine Aur curățit prin foc Stau cu haină în mână Să-ți dau haină Ca să te îmbraci cu haina aceasta curată Și vreau să-ți dau alifie pentru ochi Să nu mai vezi umbru Și să vezi că ești binecuvântat de Dumnezeu Să vezi că ești iubit de Dumnezeu Poate ai în viața ta anumite temeri Care le duci de ani de zile Poate ești în depresie Poate ești trist și tristă în seara asta Hristos poate mângâia sufletul tău Hristos te poate face un slujitor al Lui Să auzi vocea Lui Dumnezeu Să glasul Lui Dumnezeu Aș vrea să ne rugăm, să intrăm în rugăciune Nu vreau să te simți obligat Simt acum la, la final Dacă e cineva care vrea în seara asta să ne rugăm Poate ești cuprins de teamă, cuprins de frică Aduce înaintea Lui Dumnezeu stări de ani de zile Și te simți copleșit N-ai avut puterea să cobor jos în sala doi pentru că diavolul te-o lega cu frică În ziara asta Hristos te poate elibera Domnul Iisus te poate ierta în ziara aceasta Dacă simți în timpul cântării și vrei să ne rugăm Și vrei să vii în față să ne rugăm pentru tine și să ne rugăm împreună Ca Domnul să atingă viața ta, să dea, să dea teama la o parte Să pună în viața ta calitățile lui să, să nu te mai uiți la calitățile care le ai din naștere, ci să te uiți la calitățile care ți le poate da Dumnezeu. În timpul rugăciunii, haide în față să ne rugăm. Și Domnul, în seara asta, să facă o eliberare. Dacă te simți apăsat la balcon, Domnul te poate elibera pe tine de la balcon, pe tine din sală, Domnul te iubește altă perspectivă în seara aceasta. El spune, tu ești gol, dar eu te pot umple în seara aceasta. Eu te pot elibera, te pot ridica. Pentru că Domnul este bun și bunătatea lui ține în veci. Măriți să fie numele Domnului.